pas în plus de sprint. Da, mă jur, literalmente e un pas în plus de sprint upgrade-ul ăsta. Este un magazin aici. Ce vinde? Săgeți, ulei, unt și trestie. Nimic special. Unde la devin de armuri și chestii? Cred că aici e. Au, ce vinzi? Să vinde și freze. 600. Bro, pleca banii. A plecat banii, bă, ce ai? Scump. Și unde e anomalia de trebuie să inspectăm? Nu aici, nu? E deasupra, cred că e deasupra, stai așa. Când ne învârtim prin orășelul ăsta, la greu. Da, n-am eu ce să vând de atâția bani. Nu-i bai, oricum nu, e, nu ne trebuie momentan. Că avem, avem chestii pe noi. Uite, pe prietenii mei. Ce faci jos, bă? Nu v-am mai văzut de secole. That's not fair at all. You know I can handle it. Checking out that huge cloud wouldn't be hard. I could even do it alone. If we don't do anything, the village... Calma, este Boruto. Nu știu cine e copilul ăsta. It is you. Link. Tulin. I don't remember who are you, bra. Nu te cunosc. Nici pe ăsta nu mai ții minte. Au spus că tu ai lipsit de ceva vreme, dar văd că te o duci bine. Da, o duc senzațional. New Rito Elder. Oh. Ok. Very nice to see you again. Nici pe tine te mai ții minte. Adică ții minte un păsăroi de ăsta, dar arta altfel. Arta mult mai altfel. Pe de-aia zic, păsăra care te-a antrenat să tragi cu arcul arta mai diferit. Să poate mi-aduc aminte greșit. Dacă îți mai aduce aminte de fiul meu, Tulin. Cred că mi-aduc aminte de Tulin cât de cât. E grown taller. E, încă n-a crescut dând de ajuns de mult. Ce să-i și faci? Da, mă, îl trată în cap un copil. Trece mai departe. Te-a luat arcurile lor? I mean, avem cam așa tip de arc, nu prea contează. Da, mă, da, ești mare adult, am înțeles, Boruto, calmează-te. Son of the Stormwind Arc, așa, așa e titlul lui? Nu, ce titlu nebun are. A plecat, s-a supărat și a plecat. Senzațional. A, vrea să vadă ce s-a întâmplat de a apărut vremea asta de nașpa aici, ok. Ok, ceva navă uriașă a cauzat în trecut probleme de genul ăsta, dar e poveste de copii, ok. I mean, poate eu să construiesc o navă zburătoare dacă chiar vreți, dar nu știu ce să zic. Wait, trebuie să ne ducem în cer, cred că acolo trebuie să mergem. Oh. Ce, ăla micul ăla te va strași cu arcul sau ăsta Teba? Nu mai țin minte cine era, cum era. Ok, deci e, le e cam teamă să meargă acolo. Păi practic am venit pentru chestia asta într-un fel sau altul, deci... Dar nu e safe și a dispărut prințesa. Ah, ok, deci m-ar ajuta, dar nu poate să mă ajute pentru că e vremea asta. Bro, e exact ca în primul joc și în primul joc la fel, până nu rezolvai ceva problema lor, nu puteau să te ajute. Ok, hai să intrăm pe hard. El probabil știe mai multe chestii despre prințesă. A, uite, văd focurile acolo. Și ar trebui să-mi dau glide de aici până acolo, ia zi. Așa, acolo ar trebui să mă la băiatul meu hart. Bine, frate. YOLO?
știu, nu prea aș băga pe YOLO aici, dar să zicem. Da, mine e rețeta clasică pentru orice joc Zelda, dacă e să mă întreb pe mine. Bine, cam orice joc Nintendo. O, vrei să te ajutăm? Păi trebuie să mă ajuți tu pe mine mai întâi și tot așa. O, e și turnul, ar trebui să iau turnul, frate. Mamă, ce e ăla? E, zici că e împăratul de gheață din... din Adventure Time. Who is you? Deci. Mi-a înghețat viața. Oh, fuck. M-a înghețat Abyssal Mage. Nu suntem în Genshin chat, calmați-vă. Ce ne-a dat aici? Oh, sabie de safir, dar nu avem loc de ea. Bă, cred că arunc asta. Fuck this. Bro, nu pot să o arunc. Ok, atunci o aruncăm pe asta. Da, asta e sabie rugintă cu torță pe ea, dă-o încolo, vreau asta. Sapphire Sword. Dă cu gheață? Nice. Păi stai, nu zicea că ăsta stă pe aici? Acolo ar trebui să mă duc. Păi stai, cât de... Mamă, dar e sus rău de tot turnul ăla. M-aș dus la turn, sincer să fiu, dar cred că o las așa. Că e în regulă. Oh, fuck, arma. Oh, shit. Oh, my God. Uh-oh. Help. Stai. Stați. Mă, stai că mă dau cu aer. Get fucked. Ooh, 7 attack. Easy. Easy peasy. Hai mă, ce să le faci, om. Bă, ce-am detonat jumate din băieți. Cu o singură lovitură, nu mai nimic. Săracii de ei, bro. I-am detonat în ultimul hal. Le-au ajuns rămășițele pe aici. Ca și idee. Deci le-au adus rămășițele aici. Atât de tare am detonat pe băieți. Ce-mi place treaba asta. Cu gheața.
Ok, deci aici trebuie să fie ăsta marele meșter care ar putea să ne ajute cu cum să ajungem sus. Păi și stai, cu cine vorbim? Cu ăsta așa frezatul? Oh, el e hard. Da, am dispărut, am dispărut și o leacă așa, n-am și voie să dispar câteva zile, săptămâni pe acolo. Ce ești așa? Da, mergem să căutăm pe prințesa Zelda. Te bagi? Ah, ok, aveți probleme și toate alea în privința ideii cu Blizzard-ul. Sky Monster. Păi da, arată-mi frate care e monstrul ăsta, că mă uit eu după el și îl sparg. Fii atent ce vorbește. Tulin să mă ajute? Între toți fix Tulin să mă ajute. Nu, am învățat ăla micul să zboare în ultimul hal? Ia uzi. Scheme? Ok. Deci trebuie să vorbim cu ăsta micul că el le are cu zburatul și cu toate alea. Mă face să vrea să mă sui pe nu știu ce năzbâtei de locații, dă-te mă de aici. Find Bonfire, the Mount Cave, ok, și de acolo găsesc drumul către Tulin. Da, ok, super tare, frate, ți-am luat și eu lemnele astea, nu te super, da? Te-am pupat. Nu cred că are nevoie de lemnele alea. Oh. Și unde mă ăsta ar trebui să fie? Ia uite-mă cum pică apa de acolo. Trebuie să fac ceva special. A, Tulin trebuie să-l fac. Ok. Mamă, dar pleacă. Deci dacă sprintezi o leacă, ți-a plecat toată stamina instant. N-ai cum așa ceva. Nu, e un shine sus acolo. E un păsăroi aici. Pe aici, o, e către... A, nu e către ăla. Ia uite, mă, Sky Island-urile alea. Mă, bă, dă-mă, s-ar putea să iei pe aici către turn dacă vrei să descoperi zona. Da, am ajuns greu pe aici, nu-mi treba. A, acolo e insula unde, pardon, peștera unde ar trebui să mă duc ca să găsesc pe ăsta. Da, da, m-am prins. Stai așa, cred că mă ajut mai degrabă să încerc să iau turnul de acolo, băieți, stai așa. Aș lua turnul ca să deblocăm zona și după aia mă ajuce la ăsta. La peștera lui ăsta micu. Da, pare că ajungi ușor. Mamă, dar ce scoate ție pe aici? Alo? De ce sunt așa mult sep? Poți să distrugi sepește? Turnurile din Far Cry. Ia, dar măcar astea sunt mai interesante. Cât de cât. Ah, pur și simplu am putut să... Aolo. Cred că trebuie să le dau foc, nu-i așa? Da, cred că ar trebui să le dăm foc. Ia, hai să vedem. Burn it. O, a mers. A mers mai bine decât mă așteptam. Treaba asta așa. Opa. Da, mă, că nu ne urcăm pe aici ca needucații, ce ai? Pe aici e intrarea. Da. Ce vorbești? Atât. Și acum să mergem în aer. Show me the way. În aer ne ducem, băieți. Pium! Cum mă arunc, frate. Cred că pot să-mi dau glidere către shrine. Sincer, îmi place cinematicul ăsta așa că scanez zonele. Ok, hai să vedem.
E nimica tot aici. Oh, în cer e ceva, fii atent. Deci în cer e ceva. Ok. Și să avem grijă. Stai așa că vreau să-mi glidez drumul către... către shrine-ul de acolo. Ah, și acolo e și peștera jos unde noi ar trebui să ajungem. Deci iarăși ne-am scos. Da, uite că văd pe cineva jos acolo, deci acolo trebuie să ajungem noi. Păi ne aruncăm direct de pe munte de aici. Oh, și mai e o pe... de fapt aia să fie? Ok, sunt două peștere cu foc la... nou. Ah, cred că noi ne urcăm acolo, e pentru misiunea principală. Ce facem aici? Nu e misiunea principală. Ok. Interesant. Tiriririm. Da, sus e tornada, dar sunt curios gen ce... ce se presupune să... să fie pe acolo sus. Ia, hai să dăm ce puzzle avem acum, lasere. Aid from above. What? Doar sar peste lasere? Asta pare să fie, de fapt. Am, asta e Mission Impossible, bă băiatule. Damn. The skills. Oh, whoops. Ce îndemânare. Ah, oh, firar. Am crezut că pe aici, de fapt, e extra. Era să-mi dea. Alo! Ok, fuck. Stai mă, cred că vine până într-un punct asta. Yeah. Oh, wait a minute. Easy cheats, bro. Am uitat că putem trișa. Nu e niciun chest pe aici. Deci înseamnă că în spate acolo era o treabă. Am uitat. Ta-ta-da-da! E practic ar trebui să reintru doar ca să iau și extra-ul de acolo, dar nu cred că e așa mare wow. Oricum armurile mare parte le-i doar din shop-uri, din ce știu în jocul ăsta. Sau man. Ce obțin așa știu. Acum nu știu cât de tare am dreptate, dar totuși. Ok, fuck this place. Unde ar trebui să mă duc? Hai să mergem la bază aici, dacă nu urcăm până la cealaltă bază, să vedem ce e. Oh, de aici sunt dinamici, deci nu e aici, cred că. N-ai să luăm pe aici, cred că aici sunt. Da, uite acolo că văd o pasăre. Easy. Easy skip line, amici. E o pasăre aici, dar nu e pasărea pe care eu o căutam. Hello? E, ce credeai că numai tu ești aici? Ce stai aici? Îl caut pe la micu. It's further in this cave. Oh, e cu cineva aici, vezi, caute mâncare. Trebuie să avem grijă că sunt ceva creaturi pe aici. Ok, mersi. Stai, oh, pe aici în pești. Ah, oh, firul să fie.
Așteptăm. Bright cap. Pește meu. Ia tana și pești. Stai, aveam dive? Putem da dive? A, nu, doar dash. Mamă, mergi prin toate astea așa. Să avem grijă. Cum arată sus înainte să mă duc sus? Mamă. Foarte primitor. Hai că nu era să intru în chestii. Minereuri. Dar oare am cu ce să minez? Hai mă că avem cu ce să minăm. Ups. Amber. Seeds. Dacă e pe PC, nu e pe PC. Pe PC doar cu emulatoare. Ah, fuck, n-am vrut să o arunc. Luminous Stone. Ah. Aoleu. Care și usuliță asta. A, nu vreau. 3 damage, vai de capul ei. Nu mă interesează chestia aia cu 3 damage. Place că eu am o armă cu o unghie lipită de ea. Adică altceva chiar. Ce pot să cer mai mult de atât? Dar nu-l văd pe ăsta. Pro, dă peștele. Gif. Aia. Aia se iau the fish. Da, penis. N-a fost the fish. Oh, cred că știu ce trebuie să fac aici. Oh, aici trebuie să dăm foc. Întrebarea dacă am eu o armă de metal. Hai, vă zic, nu trebuie să le punem pe foc? Practic, mi-ar trebui să creez un sistem de propulsie să ajung sus. Ce ar trebui să pun eu aici ca să genereze aer cald? Lemnul, ăsta nu e un lemn. Bro, puteam să juc eu un lemn aici. Sar cu glider, păi am sărit, n-ai văzut? Oh fuck, a plecat arma. A plecat și arma? Da, cred că trebuie să-i pui ceva. Vezi că avem ceva chestii noi pe aici. Bine, aș putea să trișez într-un fel să folosesc astea, nu? Cred că mă ajută. A fost bun filmul ăla, man. Ce am battery cores. Dar n-am nimic care să eleveze, nu? Gen să ne ridice. Hmm.
Noapte bună, și care vă culca, stai așa să mă uit. Deci practic mi-ar trebui niște iarbă pe care să o ard, deci dacă fac așa, are vreun efect sau nu are vreun efect? Nu prea cred că are. Prea pare. I mean, cred că aș putea să mă cocoț pe acolo cât de cât și să nu mor, dar nu sunt sigur. Da, merge și asta cât de cât. E o opțiune. Cât de cât. Dar să nu mai ajung aici. Sau? Ok, a mers cât de cât. Mai degrabă, decât să mă chinui cu altceva. A mers așa. Deși mă gândeam că la cum era construit tot acolo, să trebuia să dai gliding. Oh! Malphite! Bro, lasă-o în pace, că n-am armă împotriva lor. Mai lăsați-mă în pace! Oh, ăsta l-a pierdut pe Tulin. A plecat singur ca nebunul. Da, eu sunt aici din cauza că îl caut pe la micu. L-am pierdut însă să caute mâncare și aparent a venit și o grămadă de monștri după el. Ok. În ce direcție încolo? Oleu. Ok, îl căutăm. Așa să facem o steapții. Dacă nu cer eu, n-are rost să te bagitați. The fuck? Oh, fructe de gheață. Ce-i cu asta aici? President Hugh Hudson, ce stau aici? Ce bă cu săracul ăsta? Ce am făcut? Bro, ești pedepsit sau ce ai? Președintele Hudson, cine mă ăsta? Compania de construcție, ok. Aoleul, e idolul lui. Și a aprins o misiune extra aici să se asigure că semnul cu el nu se duce la vale. I have eaten rice ball. Ok, te ajută frate, rice ball-urile alea. Te descurci. Doar lasă-l mă. Oh, cred că trebuie să-i pun o piatră, chat. Stai așa. Hai să-i punem o piatră. Stai. Avem vreo piatră pe aici? Oh, am văzut, stai cu un gata. Sau nu vreau piatra aia, de fapt. Să fiu sigur că e piatră. Ce mai joc săptămâna viitoare? Probabil nu știu ce fac mâine și tu mă întrebi ce fac săptămâna viitoare? Ask. Gata, poți să-i dai drumul.
Simplu. Ai văzut? Stai că l-ancorează el. Bine. Ce față are, chiar că ce față are. Bănuți. Și mâncare. Te-am pupat. Și o ciupercă. Bun. Oh, că am făcut o treabă aici. GG, go next. Ah, cred că să mergi la templul acolo sau... Nu la templu, uite pe aici sunt băieții ăștia mei. N-aș că nu prea mai am săgeți, ce drept. Da, mă, astea. A venit cu apocalipsa. Bum, 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 bum. Oh, i-am luat mațele. Chest. Oh, un arc de 8. Aruncă. Pe aici nimic bun. Săgeți, da, că avem nevoie mai mult săgeți, mersi. Și acum cred că trebuie să mă sui aici. În altă parte nu cred că am unde aștea să mă duc. Un spir cu un arc, nu. Mamă, stai că ăsta e de la mare de băieți aici. Aute, e de ăsta urât mare. Oh, what the f- Ok, am tras pe lângă. Mamă, câtă mâncare avea ăla. Fix. Dinți. Toasted chill shrooms. Mamă, deci am luat toate chestiile posibile pe care putem să luăm shield-uri, n-am nevoie. Mamă, că i-am aranjat noi pe băieții noștri. Nu cred că mai am arme ce să combin, toate sunt combinate. Da, toate sunt combinate. Ah, ok, deci astea au slash damage, astea au heavy damage. I see. Înțeleg. Mamă, dar ce am detonat pe stăra aceea de aici, vai, vai. I-am omega detonat. Bă, dar unde-i mă săracul ăsta? Unde stă prințul meu ăsta? Tulin. Oh, iar malfight. A, cred că pe aici, fii atent că e un jet de aer și mă aruncă. Oare acolo să mă duc? Că fii sus rău de... Uite mă că sus, l-am văzut. Îl văzui. Mamă, de să sari, îți ia atât de multă stamina. Da, eu te-l... acolo. Tulin, frate, am străbătut mări și țări. Oare se supără cineva dacă tai copacul ăsta? No. Nu se supără nimeni. Părea sacru și am zis să văd cum e. Yo. Monstru stupid. Ce monstru stupid?
Unde am venit? De nicăieri, ce s-a întâmplat? Și-a pierdut arcul și a furat ăla arcul. Păi și vrei să-l împușc eu pe el? Mă ocup eu. I can bow strong gust of wind. Oh, ce vrea să... au să mă trimită după el? Tulip power of wind. What the fuck? Oh. Let's a go, gen. Tare. Hai. Hai să-l prind pe ăsta. Păi, unde mi-e arcul? Aveam arc. De creatura. Gata. Perfect! Ai și prins-o? Da, 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 dacă nu eram eu aici, ce te făceai tu? Aoleu, ce s-a întâmplat? Are prieteni. Și aduce și airstrike-ul după el. Ce ai, frățioare? A venit airstrike-ul după ei. Da, hai să-i batem. Auci. Stai un pic. Arma asta, au, arma asta se duce. A mers și asta. Normal că am reușit. Că am colaborat. Aici ar trebui să se ascundă ăștia. Opa. Simte puterea vremii. Ce s-a întâmplat? Aolo, ne-a auzit ăsta, frate. Vine Tasu. E supărat. Hoi. Aolo, și cu ăsta așa. Și cu Hart. Da, mă, da, am colaborat frumos împreună. Cum să nu? Ce vorbești? Dar era cât pe ce să-ți pierzi arcul, fraiere. În sfârșit și-a învățat lecția că nu e chiar un adult. Au, ce-i legătură cu Zelda? Au, ce că a văzut-o! Înainte să-și piardă arcul și toate alea. Și apoi s-a dus undeva foarte tare sus în nor. Ok. Deci a văzut-o pe Zelda asta. Să investigăm norul? Hai să mergem! Mau, mergem în nor. Mergem în tornada aia de sus. Țineți-vă. Bro, arată ca un nivel nebun acolo. Gen, mai puțin jos de vânt. Au, deci ăsta micu poate să ne ducă acolo. Eu sal un pic. Deci ăsta micu se presupune să ne ducă acolo. Bro, nu zic că asta ne minte Hart, că Tasu a zis toate alea, nu cred. Find Princess Zelda and whatever causing the blizzard. Ok. Bun, hai să mergem atunci dacă poți să zici că ai făcut o treabă. Du-mă! Du-mă, micuțule! Păi și cum urcăm acolo, mă, nebunatic mic? Luăm așa? Gen... bootleg edition? Cred că așa facem.
Păi, și un chest aici. A meritat? Mai mult sau mai puțin, da? Deci cred că trebuie să ne urcăm acolo și de acolo e probabil ceva să ne propulseze în aer. Cred. Aia îl presupun și eu acum. Pare a fi un drum în stânga acolo. Mai mult sau mai puțin. Da, pare a fi un drum așa cât de cât. Și niște dăia urâți care zboară. Oh, și o întreagă bază de ciudați de ăștia aici. Hai să vină o coace. O dăm așa că nu vreau să o bag cu ea jos, că n-are sens. N-are niciun sens. Măcar dacă avea necâștigat în urma luptei, dar chiar e aiurea. O dăm pe aici. Sunt cocoți. Așa, și acum să-l snipez pe ăsta. Mamă, mai am 3 săgeți și o idee. Fira. Dacă întrebarea bună e cum mă sui eu pe ăsta sus. Nu știu dacă am cum, decât dacă mă sui normal și toate alea. Hai să vedem, o luăm așa pe aici. Ar trebui să meargă cât de cât. Cât de cât. De acolo nu știu ce să zic. N-aș vrea că nu poți să-l faci pe ăsta mic să-ți dea un gust of wind ăla să te trimite în aer. Ar fi trebuit mai bine, dar nu putem avea pe toate. A, păi stai mă, că de aici intervin celelalte scheme mișto, stai așa. Cred. A, nu. Credeam că pot să folosesc puterea aia de trecut prin tavan. A, cred că mergea, da. Așa, și de aici, au. Oh. Stai că e un de-asta de zboară și arunc. Cred că vrea să arunce cu bolovani. Dar știu și eu la fel de confuz. Și aruncă după noi cu bolo stâncile. I-am văzut. Nu, hai că nu mai am multe. Dă ăsta micu. Se ocupă ăsta micu că are el mai multe săgeți. N-are sens. Bun, chill shrooms. Și presupun că de aici ar trebui să avem cale liberă. Da, de aici trebuie să folosesc glide-ul să mă dea... Să mă dea asta micu acolo. Let go. Hai să dă și pe ăsta. Bun, și acum cred că ar trebui să mergem încolo. Dă-i. Dă-l în direcția asta. Să le putem împinge? Sau le putem folosi la ceva? Ok, se pot lua. Păi da, dar-mi trebuie oare? Cred că mi-ar trebui dacă vreau să dau glide încolo, dar cred că ăsta micul face de ajuns vânt puternic încât să n-am treabă. A, am dreptate. Dă ăsta micul destul vânt. Deci ăla practic acolo sunt de bait. Așa. Și acum... N-au pus și un tavan de la mă să te poți urca pe el. Era o treabă. S-ar putea să nu mi-ajung de stamina să mă sui pe tot ăsta. Dar aveam tavan. Dar aveam tavan aici. S-ar putea să fost puțin prea sus ca să meargă. Are și ăla o rază. Pe cât funcționează. Cred că aici e mai frig sau pare puțin. Nu, s-a schimbat harta, suntem în... suntem pe ceruri. Practic trebuie să ajungem acolo.
Mai sus oare avem treabă? Nu, cred că de sus dăm glide încolo. Da, cred că trebuie să mă încolo mai sus, că... Cu și fără puterea lui ăsta micu, tot cam acolo ajungem. Hai zic. Bun. Și acum... Oh, și acum o să folosim aia, fii atent. Direct, ce vorbești? Check this out. Whee! Bă, ce-mi place. Mecanica asta e foarte faină. Da, da. Simplu. Am ajuns pe Sky Island. De ce e o barcă în aer? A, aici a văzut-o pe Prințesa Zelda, dar nu știu unde s-a dus. Oh? Ai o barcă. Dar de ce e o barcă în aer? E o barcă, frate. Stai, e o barcă care plutește. Ok. Sigur. A, nu prea. Tu știi ce cu la vocea aia? Uite că sunt mai bărți sus. Mamă, Edita, ai barca sus. Wow. Holy. Probabil că acolo s-a dus Prințesa Zelda. Ok, și ce se presupune să luăm barca asta? Cred că trebuie să luăm barca asta. Și de acolo să vedem ce ne dă. Așa e, nu, dar nu cred că am cum să ajung. Nu, no, nu pare să avem cum să ajungem acolo. Wow! Ok. Nu credeam că așa funcționează asta. Tare. Scuză-mă, dragul meu prieten, dar am treabă aici. Mamă, ce chestie. Deci, practic, barca e mai mult o trambulină. Nu e barcă. Deci înseamnă că nu s-a ajuns sus pe acolo ca să călătorim. Va trebui să sărim pe barcă, știi? Parcă văd că așa o să fie. La cum erau puse. Downward force. A? Ce se presupune să fac aici? Nu poți să iei nimic. Nu poți să muți nimic. Struck work cu chestia aia. Ok. Aparenta aia. Aparenta aia este. Și măcar luăm săgeată înapoi. Cum era să nu mai avem săgeți? Ah, ok. Fix ce spuneam mai devreme, numai că acum am pus într-un puzzle de-asta. Grozav. A bine că am picat tot loot-ul unde nu trebuia. Șurel. Stai și cum uitam după vreun chest ceva.
Nu asta e distractivă. Acolo e un chest. Ah! Am văzut-o. Da, nu am cum să dau glide până acolo. Sau ce abțin, nu știu eu să dau glide până acolo. O, și asta e finalul. Destul de simplu. Destul de mișto gândit asta de puzzle. Îmi place. Îmi place, e șmecher. Deși n-am luat chest-ul la firar să fie. Să așa pe ceva necompletat. Încă unde asta și o să putem face upgrade la viață. Upgrade-am iar stamina, sincer, putem să facem oricare, că tot cam acolo ajungem. Cu sau fără upgrade-ul tot cred că acolo ajungem până la urmă. Bun, și să vedem de aici cum ajungem mai sus, să batem nava aia. That should be fun. Da, de aici să vedem cum ne ducem.